Perchezițiile au fost efectuate în 23 de locații din județele Timiș, Dâmbovița, Ilfov și Argeș. Procurorii DIICOT, împreună cu ofițeri din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, au urmărit activitatea infracțională a suspecților încă din anul 2013, de când se presupune că aceștia racolau minore din medii defavorizate pe care le atrăgeau cu modul lor de viață opulent. În momentul în care fetele treceau de vârsta majoratului, erau exploatate sexual în țări precum Irlanda, Marea Britanie și Germania. Potrivit anchetatorilor, tinerelor li se promitea faptul că banii obținuți din practicarea prostituției vor fi investiți în case și mașini pe care le vor avea împreună cu partenerilor de viață. Întrucât membrii grupului au evitat să își achiziționeze bunuri în nume personal, de cele mai multe ori aceștia le-au înregistrat în numele tinerelor pe care le exploatau sexual pentru a le câștiga încrederea. Totuși, în permanență, suspecții își exercitau controlul asupra victimelor, în fapt fiind adevărații beneficiari ai bunurilor. În Argeș, descinderile au avut loc în localitatea Rătești. În urma perchezițiilor au fost conduse la sediul DIICOT, structura centrală, 46 de persoane pentru audieri.